fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. Vă salutăm de la Baza Rezervației Naturale Piatra Ceti. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves. Așadar, de la capătul localității Poiana Galdei, pornim spre vârful Piatra Ceti. Prima parte a traseului este marcată cu bandă roșie și urcă prin pădure până în șaua Doștinei. It's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now, I just miss you. La ieșirea din pădure, după o oră și 20 de minute de la plecare din Poiana Galdei, ne oprim câteva minute să admirăm priveliștile care ni se arată. Piatra Craivii, Piatra Bulzului și mai departe crestele albe ale Carpaților Meridionali. La intersecția Potecii, care vine din Valea Mănăstirii, și Cabana Râmeț, noi urmăm marcajul Triunghi Roșu spre vârful Piatra Ceti. O porțiune, traversăm o potecă care merge domol deasupra satului Răicani. Dintr-o dată ne apare în față masivul Piatra Ceti în toată splendoarea lui. Ce frumusețe! Avem în stânga Piatra la Călugări, cu aspectul unei creste puternic accidentate, cu mai multe turnuri separate de strungi adânci, iar în dreapta Piatra Înaltă, asemeni unui vârf rotunjit pe care începem să urcăm acum. Urcarea pe Piatra Ceti necesită și puțină cățărare pe piatră, dar suntem răsplătiți cu parfumul narciselor, flori care se arată din ce în ce mai multe prin iarbă și arbuștii de cununiță și măceș negru. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see your face where ever a look, she's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. So come open up my door. I don't wanna be here and let the world pass me by. I won't see your face where ever I look, I'm blinded by the light. I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, died a little bit inside, you know.
Pe vârful Piatra Cetii, cu altitudinea de 1233 de metri, am ajuns după mai bine de 2 ore și jumătate de la plecarea din Poiana Gâldei. Continuăm spre satul Tecșești, atenți la coborâre, care nu este ușoară, dar și la priveliști. Avem în față satul Tecșești și cheile Râmețului. To be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious, fuck it, I made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Admirăm în trecere narcisele din Tecșești, localizate în curtea unui săpian. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Privim încântați încă o dată cea mai frumoasă piatră a Traskăului, Piatra Cetii, reprezentată de creste, turnuri sau stâncării, și coborâm în pădure pe marcajul Cruce Galbenă, pe pârâul cailor. You're a bad choice that I made 5 years ago at some party in New York. Are you texting me to tell me that I'm shit? Well, I hear you're still going on about things I never did. Maybe you can't see that I'm hard to hold.
Încet, încet sărim de pe o parte pe alta a pârâului, trecând peste și pe sub copacii doborâți, am ajuns la șoseaua principală, drumul 107K dintre Poiana Galdei și Intre Galde. Mai mergem puțin pe șosea și ajungem la punctul de pornire, încheiind astfel circuitul nostru. Traseul străbătut a avut 12 km și jumătate, a durat 6 ore și 30 de minute și o diferență de nivel de aproximativ 1000 de metri.